No, salutare, ca și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Fortnite și cam asta locația pe care am făcut-o asta pe undeva ar fi ziua a treia. Dar de data asta am venit un pic mai singur pentru că vreau să facem episodul ăsta. Și restul o să-l facem cu stărune. Și am de luat niște wooduri, din câte am observat, soil, trebuie să mergem un pic mai sus. Bă, îmi place ideea de Lego, dar nu știu pentru cât timp o să țină. Așa că, nu uitați de butonul de like și subscribe, mă ajută foarte mult. Văd un lup mai în față. Nu prea mă pot duce din locația asta din cauza lupului. Aș căuta niște chesturi, ceva, dacă s-ar putea găsi, dar nu prea găsesc. Și atunci o să cam trebuiască să facem altceva. O să cam am nevoie de stai, ce am nevoie eu pentru unde aș putea să găsesc. Nu? Un acest. Dăm un pic muzica mai încet. Cam așa. Și lupiți după mine, așa? Da. Noi, ok. Băgați după mine pe undeva. Am și un spider. Super bine. Nu știu câți dintre voi vă place jocul ăsta, câți dintre voi vă jucați ca idee, adică eu nu chiar am dat pe undeva senzația de Fortnite, nu de Fortnite, de Minecraft. Și am văzut pe foarte mulți că deja am avansat foarte mult în jocul ăsta. Să facem și live cu ele, cu jocul. Numai deocamdată vreau să îl omor pe spider-ul ăsta. Mamă, un hit am dat. Pleacă, mă. Pif! Mamă, de unde te-ai dus, frate? Ia pe aici. Așa. Ops. Nu prea pot să mă pun, dacă aveți vreo idee cum pot să scap de lupul ăsta. Bine, afară de arme mari. Altcumva. Să-mi spuneți, văd acolo casă, a trebuit găsit mai mult loot, din cauza că nu prea avem. Ok, hai să ne uităm acum. Planks. Păi și planks-ul ăsta, un exemplu. Din ce? Say, ok. De cât am înțeles, este un mic bug, că dacă îți faci small chest-ul, îl distrugi după aia, îți cam rămâne. Așa că vreau să încerc bug-ul, dar nu mă găsesc de asta. Dar mă duc repede la casă, de acolo în față, și vedem cum stai să mă conectez mai multe, când low energy. Hai să mâncăm rapid ceva, ca și asta că cam trebuie neapărat modul de survival până alta. Nu știu ce face fluturele ăla, că l-am mai văzut. Planks. Ok. Take. Perfect. Hai să creăm un chest. Sper că dacă l-am pus pe asta, facem aici. Facem și una de asta. Și pickaxe-ul avem. Ok. Deci, umplem asta. Depozit. Punem aici. Așa. Și lopata. Asta două le punem aici în inventar. Ok. Îi dăm destroy. Și de câte ați văzut, și-a cam prevenit. Acum, hai să vedem cât de rezistente sunt. Aha. Văd un mic mai mare damage, dar nu. Înseamnă că au rezolvat treaba cu bug-ul. Cam asta trebuia să faci efectiv un bug. Și din câte observ acum, na. Am lopata, dar nu știu unde ar trebui să sap. Oh, frate, calm. Sau poate n-am făcut un bug bine. Ia să vedem fluturile astea pe unde ne duce. Că sunt un pic curios. Nu am urmărit niciodată fluturile astea. Sau să poate omorâ și lua de pe el. N-am nicio idee. Avem un lup mai față. Dar noi ne apucăm acum rapid de asta.
că să scăpăm de ele. Și cred că vin mauzi lupii. Așa e? Trebuie să fiu foarte atent. Da, mă, după el m-ar băga pe mine prime multe, dar nu știu ce zic, dacă sunt chiar așa de sigur, știi? Dacă m-aș duce. Hai să vedem ce mai avem acum nevoie pentru construit. Bine, mai colectez și eu de aici, mai pun un alt. Am observat că dacă nu te joci pe server, cam se regenerează itemele, ceea ce e super bine, pentru că îți dă o șansă destul de mare să poți avansa în da, iteme, construcții, un alt grill. Nu. Pardon. Planks. Mai duc acum, le pun aici. Deposit. Da, să vedem. Ok. Deci cam asta trebuie. I-am pus wood. Mai las un pic și pentru astea. 5 recipe, ok. Ce aici? Open. Mi-am luat două târnă cu ape. Hai să vedem. Nice to meet you. Under the stage, ok. Nice. Adică te înțeles că dacă vrei să... Nu mai am dansuri. Ia că dansează ei și ei cu tine. Hai să... Ok. Warm cover. Improve base. Improve base. Da, da, visitator, ok, du-te după el. Că n-am avansat nici la level 2. Suntem destul de micuți. O să mă uit să vedem despre ce e vorba. Data viitoare o să vină și starone, posibil. Și am repetat faza cu starone, dar trebuie să știi și voi. Că na, el e o parte din noi, Ita. Aha. Bă, dar așa de aproape mi-arată lupul, adică, serios. Mamă, ce damage dau în astea. Deocamdată ar trebui oricum farm, ca să ne putem construi casă, case și de astea, cel puțin destul de mult. Eu aș vrea un pic să explorez, pentru că mă gândesc că și cu lopata ai putea să faci ceva. Dar nu știu pe unde. Și atunci o să mai caut pe mapă. Că o să mă duc. Mă duc să construiesc un storage. Ești curios dacă apare, nu știu, un exemplu, ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, mă înțelegi? Ca să văd pe viitor. Adică stai ăștia salții. Ok, deci unul l-am deblocat. Ia să vedem la al doilea. Se poate echipa cu toate, dar în fine. Îți curăț dacă la ăștia pot să le dai mai multe. Bă, le dau take. 5. Echipă. Hai să le facem și pe amândouă. Că da, clar avem nevoie. Și atunci vedem ce avem de construit. Wood. Ok, deci asta aici. Cord. Nu știu de unde să fac roți de cord. Aia mă interesează pe mine. Cord, player, map. Parcă am auzit pe cineva vorbind. Gen, parcă pe starune. Da, aici e patul. Da. Pinaș palete. Dar... Mai stăm un pic, vreau să mă duc dacă se poate un pic mai încolo. Oricum o să construiesc și un țarc pentru ei, pentru oile astea. Și ce o să mai avem nevoie ca să avem pentru mâncare și astea. Hai să omorăm un schelet, să vedem. Bă, cât de mici dau ăștia, mai prima dată când mă bag la bătăți, când mă dau așa la ei. Ok, ce dau astea? Bune. Da, era clar că bune. Cred că e bune pe bază de Minecraft. You are cold. Ce mă bucură
faza asta. N-am luat damage. De acolo, bă, de pe oriunde unde te duci, dai numai de... de asta, de lupi. M-aș băga cu un lup, dar nu prea m-am HP. Să văd dacă îl omor. Ce aș putea să iau? Îl ia, îl ia, îl ia, ia. Ia să vedem. Mai ia pe mine. Îi par eu. Ia să vedem dacă putem să mergem noi mai departe. Bă, dar sunt lup foarte, foarte mulți. Nu știu ce să mai fac. În afară de fugit, clar. You are cold? Îmi scade HP-ul. Ia să vedem dacă murim. Un exemplu. Aha, deci eu trebuie să mi le bag pe asta și să-mi construiesc rapid un foc. Ca să scap de treabă de, de cold. Ia, ia că vedem ceva sus. Un fum. Dacă explorăm noi acum cât se poate. Fumul ăla, mă. Eu nu prea văd. Da. Hai că încerc să mă grăbesc pe cât pot de tare. Opa, o casă. Eu văd pe aia cu târnă copul, mă, na, cine să aia? Tifi. Păi păriu, da. Tifi. Tifi. Hai să vedem. Cam ciudat, cam ciudat. Nu cred că fac față. Damage-ul e prea mare. Nu pot să le fur ceva. Ia să vedem înainte să mor. Search. Ia repede. Am făcut rost de asta? Mi-au luat bună, mi-a dat frate, respawn. Deci dacă mi-am pierdut toate itemele, nu cred așa ceva. Toate itemele mi le-am pierdut și tot ce am avut, nu cred așa ceva. Deci, unde am fost? Aici. Băgameș, ok, deci denotat. Și nu uitați. Nu mergeți de unul singur acolo, dacă aveți posibilitatea să mergeți cu cineva, vă ajută foarte mult. Așa că eu o să vă las, o să am nevoie de starune neapărat pentru episoadele următoare. Și așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Și asta e, asta s-a întâmplat, nu am ce face, mai ales, apropo, dacă vă începeți seria asta, un exemplu, toate lumber și de crafting să le puneți aici, pentru că dacă le lăsați aici când plouă, nu mai aveți posibilitatea de a mai crafta și atunci o să vă deranjeze destul de mult. Noi le-am făcut asta de început, nu e cine știe ce, știu că alți streameri sunt mai presus, ia că mi-apare pe mapă. Nu pot nici să scriu, desigur. Modurile celelalte nu le-am încercat, numai de survival. Îi pot să ne băgăm și live cu ele și... Da. Cam despre asta e vorba. Așa că v-am pupat. Și ce aș putea să zic? Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!